Până acum au fost audiați mai mulți martori. Spre exemplu, Emil Dăugaru, prieten cu cei doi suspecți judecați pentru proxenetism, a povestit ieri în fața instanței cum a ajutat-o pe una dintre fetele lui Bejinaru să promoveze proba de matematică de la examenul de bacalaureat. Îi cunosc pe Bejinaru și pe Casian. În luna iulie 2013, Bejinaru a apelat la mine pentru a o ajuta pe prietena lui, Evelina Istudor, la bacalaureat, în sensul să folosească niște căști, urmând ca eu să dictez răspunsurile. Dar a fost prinsă de comisie și dat afară din examen. În toamnă, Bejinaru m-a rugat să o ajut în același fel și pe Cornelia Bodescu, cu care avea o relație. Am ajutat-o la proba de matematică și am dictat subiectele prin telefon, astfel că a reușit să promoveze proba la matematică, a declarat la tribunal Emil Dăugaru. Astăzi a fost adus cu mandat președintele Patronatului Medicilor de Familie din Gorj, Mihai Moisescu, în calitate de martor în acest dosar. Moisescu i-ar fi eliberat lui Bejinaru două adeverințe pentru a-și lua concediu medical. De ce? N-ați putut să veniți? Nu m-a chemat nimeni niciodată. N-ați dat citația? N-a existat nicio citație. Direct mandat. Direct mandat? Da. Păi și e normal așa? Păi dacă ați fost justiția în România. Și nu știu. Și a venit jandarmul să vede acasă? Da. Da. Ați fost elegant, nu mă rog să vin cu mașina. N-am primit nicio citație. Am dat o singură declarație. Absolut, da. Pe care mi-am menținut-o. Când merg concediu medical, nu bolnav. Mi se pare absolut. Două concedii în 7 ani. Aristica Benoni Bejinaru și Casian Bejat se află în acest moment în arest la domiciliu. Cei doi au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane și proxenetism. Aristica Bejinaru a fost reținut la sfârșitul lunii iulie anul trecut, după ce oamenii legii au descoperit că de aproximativ 4 ani a avut ca principală preocupare comiterea de trafic de persoane și proxenetism, fără să excludă infracțiuni de trafic de minori. Într-un comunicat de presă al DIICOT s-a dezvăluit că, deși era angajat lume ce roșiuța din cadrul complexului energetic Oltenia pe postul de lăcătuș mecanic cu program zilnic de 8 ore, Bejinaru a făcut în așa fel încât să intre în grațiile unor șefi și persoane influente prin acte de corupere ori plasarea de tinere pentru a întreține raporturi sexuale cu aceștia, situație în care a fost favorizat să nu se prezinte mai deloc la serviciu. Complicele lui Bejinaru la rețeaua de proxenetism pe care o crease a fost Casian Muja Bejat. După verificările făcute, doi dintre șefii direcției lui Bejinaru au fost concediați, iar alte persoane s-au ales cu diminuarea salariului pe o perioadă de până la 3 luni. În această perioadă, polițiștii din Motru și Tismana îi vor supraveghea pe cei doi proxeneți.